15 ani de pușcărie pentru că și-a omorât cel mai bun prieten. Aceasta este sentința pronunțată astăzi de către Curtea de Apel Chișinău pe numele unui tânăr de 25 de ani din capitală, care acum 2 ani și-a împușcat mortal un amic de-al său. Crima a avut loc în sectorul Ciocana, pe strada Ale Curso. Doi bărbați s ar fi luat la ceartă, iar unul dintre ei a scos arma din dotare și ar fi tras șase focuri în direcția celuilalt. Victima de 35 de ani a deja decedat pe loc, iar suspectul s-a predat poliției la o oră după ce a comis crima. El și-a recunoscut vina și le-a declarat anchetatorilor că regretă ceea ce a făcut. Sentința poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție.